Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai să continuăm cu o discuție cu voi, prieteni, la 0372069599 și pe WhatsApp, mesaj audio, v-am întrebat, uite, a intrat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că și în România se va putea trece la săptămâna de lucru de 4 zile. Subiectul circulă ceva de ceva timp. Noi nu am avut vreme, mă rog, sau nu am apucat să vorbim cu voi despre asta, pentru că, na, ne-am luat cu războiul, cu actualitatea, cu edițiile speciale, dar tot voiam să vă întrebăm asta. Ce lucrați? Puteți trece la 4 zile pe lună? Sau pentru voi e pur teoretică legea? Că, pentru că, na... Probabil că nu se aplică în toate domeniile. Evident că nu. Adică, ideea este așa. Nu lucrezi 4 zile pur și simplu, adică vinerea e liberă. În loc de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, deci de luni până vineri, așa, poți lucra, dacă trece această lege, vei putea lucra și dacă jobul îți permite, 4 zile pe săptămână, 10 ore pe zi, ca să faci numărul de ore necesar. Cu alte cuvinte, putem schimba și noi promo-ul. Deșteptarea. De luni până joi, de la 7 la 11. Ai vrea să facem asta? Ca să ai vinerea liberă? Uite, da, bun, dacă... evident că nu se poate. Evident că noi nu putem să facem asta. Dar dacă ar fi să fie? Nu. Nu. Pentru noi ar fi o tragedie. Pentru că dacă s-ar face acest sistem ca să acopere toate zilele, oamenii bănuiesc că ar lucra eventual și sâmbătă. Dacă lucrezi 4 zile, știi cum lucrează aia în ture? 24 cu 4 și 48 cu 24? Dar eu nu știu unde se poate aplica legea. Că nu poți să lucrezi de luni până joi și gata, vineri, sâmbătă, duminică să fie... Păi asta e legea, dacă se poate, de ce nu? Adică dacă ai posibilitatea tehnic ca jobul pe care îl faci tu să-l faci în 4 zile, 10 ore pe săptămână, atunci vineri ți-e liber. 0372069599. Să presupunem că ești angajat la fisc. A, ok, dar sunt puține care se pretează. Păi asta vreau să știu. Ești angajat la fisc, da? Da. Și trebuie să faci controle la firme. Practic, faci încă un pic de control luni, marți, miercuri, joi și vineri nu mai faci niciun control. Vezi? Nu mai control. Deci vinerea nu s-ar controla. Sau poți să rulezi, poți să faci de marți până vineri. Da. 0372, vă interesează subiectul ăsta? Senzația că nu prea vă preocupă, mă uit pe centrală. Hai să încercăm, este... 0372069599, intrăm, da, în direct. Deci întrebarea e așa, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână sau 10 ore pe zi, 4 zile pe săptămână? Da sau nu, și de ce? Ce lucrați? Ați putea trece la 4 zile pe lună sau e pur teoretică legea? Hai că încercați și să vă treziți. Sunați-ne și intrăm în direct în 4 minute. În dezbatere publică, așadar, în România, un proiect de lege care ar modifica codul muncii și potrivit căruia și în țara noastră se va putea trece la săptămâna de lucru de 4 zile, 10 ore pe zi, timp de 4 zile, în loc de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, ca să-ți faci numărul. Și întrebarea este da sau nu, de ce? Ce lucrați? Dacă puteți trece la 4 zile pe lună sau e pur teoretică legea? Bună dimineața, Iulian! Bună dimineața! Eu lucrez programul acesta de când a început pandemia. 4 zile pe... Pentru că îmi permite, da. Dar ce lucrezi? Lucrez în domeniul electronicii și presupune să lucrez și hardware, dar și software. Mm-hmm. Dar, și... Adică lucrezi, ești pontat 8 ore pe zi? Asta înseamnă că ești... Nu. Deci atunci cum îți calculează orele? Da, eu sunt... eu lucrez 10 ore pe zi, dar se raportează la săptămână. Și atunci, să vă spun, strict din punctul meu de vedere, cele 4 zile pe care le lucrez sunt destul de obositoare. Da. Eu am 2 copii mici. Și când ajung acasă, ce pot să spun este că la sfârșitul săptămânii, acea zi liberă nu compensează cele 4 zile. Adică ești mort de oboseală, asta înseamnă. Da. La ce oră încep lucru? La 8. La 8. Deci tu începi lucrezi între 8-18, ai pauză de masă inclusă sau nu se pune? Adică când termin programul? Este mai flexibil programul, da, am și pauză de masă. Deci la cât termin? La 7 seara? Da. Aolea, deci te duci la 8, la 7, până ajungi acasă, se face 8, până nu știu ce, te bagi direct în pat, ești moartă, adică vinerea, praf. Mesaj mortal de la Cristi. Zice, eu deja beneficiez de această lege. Ah. Bag 10 ore pe zi. Da. Mai aștept să scadă la 4 zile. Marian, bună dimineața! Bună, Mariane! Bună dimineața, bună dimineața! Eu lucrez în domeniul construcțiilor, deja lucrăm 10 ore pe zi de luni până vineri. Sau mai mult.
Mai mult sau mai puțin. Da. Românul se descurcă și mai trage de timp, din păcate. Da. Și tocmai de aceea nu aș fi de acord, pentru că românul n-are simțul ăsta al răspunderii față de locul de muncă. Mulți vin, vorbe auzite chiar din gura colegilor, vin la muncă să ia bani, nu să muncească. Măcar să muncească ceva. Și la noi nu cred că s-ar putea aplica așa ceva. Niciodată. Okay. Ok. Bine, mulțumim, Marian. Mihai, bună dimineața! Alo? Mihai, ești în direct. Da. Dimineața. Bună dimineața! Ce vreau să zic, mi-ar conveni programul, pentru, din punctul meu de vedere, ar fi ok așa. Am ce face cu timpul liber. Problema este că dacă alte companii nu au același program, de exemplu, mie mi-ar fi foarte greu de, după ora 16, 17, 18, să pot să mai am legătura cu o terță companie pentru aprovizionare, pentru materiale, pentru o intervenție și așa mai departe. Da, adică întrebarea e ce mai faci seara când stai la muncă. Da, nu merge, deci pentru nu mi-ar conveni. Uh-huh. Aș schimba programul, în loc să începe la 9, aș începe chiar și la 7 dimineața, nu m-ar deranja absolut deloc. Dar să ai cu cine? Să pot să colaborez cu altcineva, exact. Da, mulțumim, foarte interesant abordarea asta. Robert, e și el în direct cu noi. A fost Adrian. Bună dimineața, Adrian. Bună, Adrian. Da, bună dimineața. No. Ia zi. M-au zis, da? Da, sigur că da. Da, eu sunt inginer software, lucrez în meseria asta de vreo 25 de ani și mai ales de când a început pandemia, dacă e vorba numai 10 ore pe zi, păi înscrieți-mă. Dar spune-mi, lucrezi de acasă sau te duci la birou, la birou și lucrezi? De 2 ani lucrez de acasă, acum de o săptămână, două, am început să se relaxeze condițiile și la noi. Suntem încurajați să revenim la birou dacă dorim. Da. Eu chiar aș vrea să-mi văd colegii la față. Vezi ce capcană a fost asta cu lucrul de acasă, pentru că acasă, dacă, adică risc să ești practic tot timpul conectat la muncă. Exact. E tentația foarte mare să lucrezi. Cumva dacă te duci la birou sau nu, la un moment dat s-a terminat programul, poți să pleci. Că mai lucrezi tu de lucru ceva acasă, asta e altceva. Dar când ești acasă, n-ai încotro, ești tot timpul conectat. Da, înainte de pandemie, la ora 6 știam că închid laptopul, plec acasă. De acum de acasă lucram și până asta la 8-9 seara. Da, uite. Și încă o chestie, mi-aș alege ziua liberă, nu neapărat vinerea, ci, de exemplu, miercurea. Ce, ca să lucra luni, marți, o zi pauză, joi, vineri și după aia weekend. Da, bravo. Și asta e idee. Cred că nu poți să lucrezi, adică eu am experiența asta. N-am lucrat mult mai mult de 10 ore pe zi, ani de zile la rând. Și de obicei și cam fără weekend. Dar trebuie să fii super pasionat de ce faci. Adică super implicat, super, super implicat. Dacă este doar un job, nu poți face asta. Nu merită. Să spui asta, e clar că noi nu putem face deșteptarea 4 zile pe săptămână. Suntem foarte implicați. Trebuie să facem 5. Foarte pasionați, dar deci aici trebuie să oferim ascultătorilor 5 zile pe săptămână. Am ieșit mai îngăștit că am face dublu sau nimic doar de 4 ori pe săptămână. Dar încă o dată vă spun. Dacă se face 4 zile, dar o să zic că hai să acoperim și sâmbătă ca să fie corect și noi o să facem 6, că tu o să trebuiască deșteptare să o faci pentru toți oamenii muncii. Nu, dar unii o să lucreze de luni până joi, unii o să lucreze de marți până vineri și unii de miercuri până sâmbătă. Zic că te fac șefii șef. Asta, da. Asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.